de 81 de ani, ce se prezintă cu cataractă, cu scădere de acuitate vizuală, însă pe un ochi de dimensiuni reduse, atât prin diametrul antero-posterior, lungimea axială de sub 20 de mm, dar și printr-o cameră anterioară foarte mică, în jur de 2 mm. Pacienta din istoric urmează un tratament hipotensor. În cazul acestei paciente, practic chirurgia cataractei cu complicațiile și cu grijile adiacente. Preoperator, un calcul al ioleului pe metode specifice hipermetropilor, preferându-se biometria prin imersie, cu o grijă la chirurgia cataractei, pentru că principala problemă a acestor pacienți este lipsa de spațiu și manevrabilitatea dificilă a instrumentelor în camera anterioară, cât și expunerea endoteliului tocmai prin aceste dimensiuni reduse. Complicațiile postoperatorii, de la decolare retiniană exudativă până la glaucom malign sau tizis bulbi. 5 luni postoperator, pacienta noastră se prezintă cu scăderi de acuitate vizuală, dureri oculare, atalamie și edem cornea. Imaginile UBM certifică dimensiunile reduse ale camerei anterioare, shiftul anterior al pseudofracului și diafragmei iliene și închiderea unghiului, procesele ciliare anterorotate, probabil de fibrele zonulare. În cazul doamnei, aleg stabilirea unei comunicări între cavitatea vitreană, capsula posterioară și camera anterioară, ce facilitează pasajul umorului apă. Încă de la plasarea inciziilor în camera atalamică, remarcăm contactul cuțitului cu irisul. Aleg efectuarea unei vitrectomii, de data asta prin pars plana, o vitrectomie uscată pentru a scădea volumul vitrosului și a crește un pic camera, mai precis a o adânci. După care realizarea a două iridotomii, atât în cadran temporal cât și în cadran nazal. Completarea procedurii prin hialoidozonulotomie și verificarea patenței iridotomii. Postoperator, camera se adicește, unghiul se deschide, tensiunea intraoculară scade, însă după un episod de glaucom malign, de obicei crește riscul de evoluție malignă intra- și postoperator, cum se întâmplă și în cazul pacientei. În decurs de un an, repetă episodul cu creșteri importante de tensiune intraoculară și pierderea acuității vizuale. Mecanismele, cauzele și apariției glaucomului malign încă nu sunt complet înțelese. Probabil printr-un bloc ciliocristalinian ce conduce la direcționarea aberantă spre polul posterior al umorului apus, acumularea umorului apus în segmentul posterior și evident o predispoziție pentru defecte de permeabilitate a hialoidei anterioare și îngroșarea sclerei posterioare. Tratamentul chirurgical, cum este practicat și în cazul pacientei de față, anume vitrectomie, hialoidotomie, zonulotomie, iridotomie, este probabil tratamentul de elecție. Încă de la prima intervenție, cea a chirurgiei cristalinului, se putea realiza o vitrectomie prin pars plana, însă problema la acest pacient este că de cele mai multe ori corpul ciliar și ora serată au o poziție greu de stabilit preoperator.
Pe lângă un segment de dimensiuni reduse, odată cu înaintarea în vârstă, cristalinul crește în dimensiuni. Ipoteza lui Mapstone explică importanța cristalinului în cazurile de închidere acută a unghiului. Pentru că în semimidriază, forțele cu vectori opuși ale mușchiului sfinterian și dilatatorian se anulează și se exercită doar forța mușchiului dilatator ce trage irisul în planul cristalin. Cum este și cazul pacientei de față, ce se prezintă pentru o închidere acută a unghiului cu tensiune intraoculară crescută, însă fără modificări glaucomatoase, ce rămâne cu sinechii periferice anterioare și cu o mobilizare de pigment la nivelul unghiului și post-atac, cu tensiuni crescute pe o cameră anterioară de dimensiuni scăzute și un cristalin de dimensiuni crescute, cu un unghi ce rămâne cu o gradație de sub 18 grade. Aleg și aici chirurgia cataractei, ce duce la normalizarea tensiunii, la creșterea de acuitate vizuală și, evident, la prevenirea apariției neuropatiei glaucomatoase.